V-aș invita astăzi la un exercițiu de imaginație. Să vă închipuiți cum ar fi arătat România fără o relație solidă cu Statele Unite. Cum ar fi arătat economia noastră, cum ar fi arătat apărarea noastră și cum ar fi arătat relațiile noastre internaționale. Azi ne este clar tuturor că parteneriatul strategic cu Statele Unite a fost o condiție esențială pentru întoarcerea noastră în lumea democratică. A fost începutul drumului nostru către aderarea la NATO și către siguranța de care astăzi ne bucurăm. Președintele Emil Constantinescu spunea în acea zi de iulie 1997, America se va putea baza pe înțelepciunea, echilibrul și bunul simț românesc oricând va fi nevoie. Cred că România a reprezentat un partener de încredere pentru Statele Unite și, bineînțeles, și Statele Unite pentru România. Am trecut prin momente grele împreună. Atentatele din 11 septembrie, operațiunile militare din Afganistan și Irak, combaterea terorismului și acum amenințarea pe care o reprezintă Rusia către lumea liberă. Pe 11 iulie 1997, președintele Bill Clinton ne spunea la București: atâta timp cât mergeți pe lungul drum al democrației, America vă va fi alături. A fost mai mult decât o promisiune, a fost o garanție. A fost și o declarație, dar dacă vreți și o condiție a parteneriatului strategic cu Statele Unite, pentru care trebuie să fim profund recunoscători președintelui Clinton. Este un parcurs al societății românești de 25 de ani, de la care nu avem voie să ne abatem. Domnule președinte Iohannis, îndemnul de a respecta democrația de acum 25 de ani este la fel de valabil și astăzi. Acele legi ale securității naționale despre care încă nu avem claritate în societate nu trebuie să reprezinte un regres democratic al României. Parafrazând un alt președinte american cu un rol istoric extrem de important în istoria Estului Europei, vă cer, Mr. Iohannis, tear down those laws. Parteneriatul strategic cu SUA ne-a dat libertatea și siguranța de a vorbi despre democrație, drepturi fundamentale și stat de drept. Iar la 25 de ani de la inițierea acestui parteneriat este de neînțeles cum de au loc intervenții în justiție, cum de jurnaliștii sunt atacați și amenințați, cum de un întreg aparat de stat se chinuie să spună unei țări că plagiatul nu e furt. Acum 25 de ani, democrația ne-a ales pe noi, iar astăzi noi trebuie să alegem democrația. Vă mulțumesc!